A fost un meci mai greu decât mă așteptam, cu toate că mă gândeam că după 4 victorii consecutive intervine automulțumire în rândul nostru, în rândul tuturor jucătorilor și e posibil să avem un duș 10. I-am avertizat de la începutul jocului că jucăm cu o echipă care poate produce surprize oricărui adversar. Și s-a văzut asta în prima repriză, cât au putut să ducă fizic cei de la Vărbilău, ne-au ținut în șah. A doua repriză le-am citit jocul, am văzut că joacă, se supraaglomerează în faza lor defensivă și a trebuit să se scoate la margine, să vină cu centrări și a urmat și a doua repriză în care am conținut la cap la coadă și s-a văzut și pe tabla de marcaj, am mai marcat două goluri și putea să mai marcăm dacă era mai atent. Vreau să-mi avertizez încă o dată colegii, coechipierii sau elevii mei. Vreau să-i avertizez că chiar dacă avem par două etape accesibile, ne așteaptă meciuri grele cu adversarii noștri în următoarele două etape și ar fi păcat că trebuie să profităm de cele două etape accesibile și să ne mărim zestrea de puncte în așa fel încât să stăm liniștiți în returul campionatului. Liniștiți în sensul că vreau să ne atingem obiectivele pe care ne-am propus noi în vestiar.